Dar vreau să vă întreb, domnule Ciubică, cum apreciați greva transportatorilor și agricultorilor care a intrat astăzi în a 8-a zi? Deci intraseră încă de la precedenta Miercure Neagră, dar n-am putut participa și în lipsa noastră și mai ales a doamnei Tache, ăștia și-au permis să facă grevă. Uitați-vă și noastră cum s-a ajuns. Dar nu e grevă, în primul rând. Da. Nu era când țaca am fâsâit, dar nu a fost o grevă, a fost o răscoală, am înțeles. Răscoală? Da, o răscoală. Cu fucile. Cu camioane, cu tractoarele, care ci că sunt cumpărate tot cu bani de la UE. Dar e cu tractoare pentru că a fost deja, că se fuse, v-am zis. V-am remarcat entuziasmul în săptămâna asta de susținător al răscoalei. A fost un fel de răscoală a arendașilor. Știți că ăștia sunt arendași, practic. Adică față de 1907, când s-au răsculat țăranii împotriva arendașilor, acum aproape că țăranii nu prea mai sunt nepalezi și ăștia nu se răscoală, că sunt mai liniștiți așa. Și atunci s-au răsculat direct arendașii, la afumați s-au răsculat și s-a cam afumat. S-a afumat. Răscoala